Bună, dragilor, după cum bine știți, urmează să intru în cușcă în următoarea gală RXF, gala cu numărul 45. Am început să ador efectiv sportul de contact, iubesc. Am senzația că în momentul în care nu merg la antrenament, am senzația că sunt goală, pentru că efectiv îmi dă adrenalina aia de care eu nu prea aveam parte în viața mea în ultima perioadă. Muncesc foarte mult și vreau să dau tot ce este mai rău din mine pentru a câștiga acest meci, pentru că am nu doar o singură motivație, am foarte multe motivații, având în vedere că adversara mea are un meci câștigat. Vreau ca eu să fiu următoarea persoană cu care ea pierde meciul. Așa că iau totul în serios, depun tot efortul pe care pot să-l depun. Fac câte două, chiar câte trei antrenamente pe zi, merg la alergat dimineața, după care am antrenament privat și seara cu grupa, pentru că vreau să depun cât mai mult efort și să îmi depășesc limitele și să îmi supun corpul la cât mai multe provocări pentru a se obișnui cu durerea, în primul rând, și cu presiunea. Deniso, pregătește-te bine pentru că o să doară rău, crede-mă. Prin durerea pe care o să treci în momentul în care ai intrat cu mine în luptă, n-ai trecut în viața ta. O să fie un meci cu de toate, cu bătaie, cu sânge, cu pumn, cu trântit pe jos, cu absolut, deci credeți-mă, o să aveți ce să vedeți și aveți pe cine și să pareați. Oamenii care se vor uita la meci vor vedea siguranță. Vor vedea faptul că am încredere de plină în mine, am încredere în ceea ce urmează să fac în cușcă, forță, putere, viteză și multe alte lucruri pe care le veți descoperi, pentru că am și eu surprize pregătite pentru voi. Dragii mei, vă invit să cumpărați bilete pe Pay-Per-View pentru a viziona meciul. Credeți-mă, veți cumpăra acele bilete și nu vă va părea rău, pentru că va fi un meci pe măsură și se va ridica la măsura așteptărilor voastre. Și nu uitați de pariurile pe care le puteți pune pe mine, pentru că, credeți-mă, vă aduc câștigul garantat.